Citesc chiar acum pe ecran, citesc o întrebare, era o întrebare despre ce politici de tineret putem noi vorbi în momentul când tinerii din Republica Moldova pleacă peste hotare în căutarea unor surse de venit mai mari. Vă întreb, este o întrebare care este și pentru dumneavoastră, domnule ministru, și pentru dumneavoastră, domnule ex-ministru, ex-viceministru. Vă întreb, iarăși am citit acolo, mă iertați un pic, iarăși am mai citit despre ce politici de tineret poate fi vorba în momentul când lectorul de la ASEM era și acolo dat și numele, lectorul de la ASEM ia mită de la studenți. Întrebări care vin de la cetățeni, de la telespectatori. Mă rog, iată și răspunsul la politicile și programele pe care le-au realizat Partidul Comuniștilor timp de 8 ani de zile. Eu am anunțat când am fost investit în Parlament, am anunțat despre două priorități care mi s-au părut și în continuare, cred că sunt prioritare pentru societate și pentru tineri. Locurile de muncă și locuințele. Ați vorbit de faptul că ați încercat să realizați niște programe referitor la locuințe. Colega. Câte locuințe au fost pentru tinerii specialiști care au plecat în sat propriu-zis și au lucrat în sistemul bugetar? Câteva zeci. Deci, Cât privește locurile de muncă, am să vă ofer, cu plăcere am să vă ofer posibilitatea să vă expuneți. Cât privește locurile de muncă, eu vreau să fiu sincer și corect cu oamenii. Nimeni nu o să vină din Italia sau din Portugalia sau din Moscova, nu o să vină înapoi în Republica Moldova de la un salariu de 1000 de dolari sau de 800 de euro să vină aici să lucreze pentru 200 sau 300 de euro. Unica posibilitate reală, palpabilă, e ca să realizăm programe prin care să stimulăm activitățile de antreprenoriat. Okay. Business domnul Ceva. Și mijlociu. Ca o replică. Deci, colega, cu cupa la fotbal și cu ce, unde, când, apropo, activități care s-au realizat și parcursul anilor precedenți, dumneavoastră nu veți rezolva acest subiect. De asta și vă spun că atunci când faceți referire la bugetul Direcției Tineret și nemijlocit la ceea ce trebuia să fie implementat de către Direcția Tineret, nu înțelegeți despre ce vorbiți în realitate, ca și domeniu, ca și spectru. Astăzi există programul care a fost lansat parțial în 2006 și continuat extins la scară națională în 2008, programul de susținere economică a tinerilor, programul de abilitare economică a tinerilor. Da? Eu vreau să vă informez, domnule ministru, dacă nu v-au informat consultanții sau colegii dumneavoastră, că aceasta este într-adevăr o modalitate de a atrage sursele financiare externe a celor care sunt plecați peste hotare, ca să nu vină acasă să-și cumpere un Opel Vectra și să plece peste 2 ani de zile înapoi. Da? Deci prin mecanismul de gratare, creditare preferențială de către guvern, și dumneavoastră trebuie să știți acest lucru, da? Doar pe parcursul anului trecut și anului curent au fost peste 300 de afaceri finanțate. Încă o dată vă repet, domnule ministru, informații... 300 în 8 ani? Peste 300 numai în anul trecut și anul curent. Ascultați-mă și mai ascultați încă o dată. V-am spus că programul a fost lansat la începutul anului 2006 și extins la scară națională în 2008. Ceea ce spuneți dumneavoastră de locuință. Iată, pentru mine este o altă întrebare foarte elocventă. Deci, dumneavoastră, ați citit strategia cu privire la tineret? Ați citit-o sau nu? Vreau să, deci, să acolo, vă spun următorul. Haideți să lucru. Facem în felul următor. Eu vreau să vă comunic următorul lucru. Că în această strategie au fost deja planificați peste 1 miliard de lei pentru realizarea acelor programe despre care spuneți dumneavoastră. Care inclusiv este sursa de finanțare a acelui miliard? Bugetul de stat. Eu vreau să vă spun că doar în anul trecut au fost dezbursate despre care dumneavoastră spuneți că... O sursă concretă. Bugetul, dumneavoastră vorbiți despre bugetul un miliard. Bugetul public național. Vreau să vă spun că un miliard asta înseamnă bugetul municipiului Chișinău. Sursa, de unde vin bani? Deci haideți să facem în felul următor. Bugetul municipiului Chișinău se formează din surse. Colegă, dumneavoastră știți câți bani au fost cheltuiți în anul trecut, an atât de mult bamat de dumneavoastră, pentru finanțarea acelor programe despre care... și anul tineretului. Deci eu vreau să vă întreb. Da? Dumneavoastră pur și simplu dați dovadă că nu cunoașteți. Afacerile au fost create din care surse? În 8 ani 300 de afaceri. Deci haideți să facem în felul următor. Pentru anul următor erau planificate alte 400 de afaceri. Vreau să văd cum o să le planificați și cum o să le realizați. Așa. Doi. Dacă să luați cumulativ, deci doar pentru anul 2008 au fost cheltuite peste o jumătate de miliard de lei. Este
foarte mare această sumă. Suficient sau nu, asta este altceva. Avem noi acești bani, trebuie să-i căutăm, colega, ca să investim. Pentru că acest domeniu, ca și alte domenii sociale, consumă foarte multe resurse financiare. Și trebuie să înțelegem acest lucru împreună. Dumneavoastră spuneți că vi s-a părut. Nu trebuie să vi se pară. Eu vă recomand încă o dată să citiți strategia cu privire la tineret, care a fost elaborată participativ. Să luați rezoluția forumului tinerilor din 2006, când tineri din fiecare localitate au participat. Da? Să vă mai întâlniți suplimentar cu societatea civilă să discutați aceste subiecte. Și să vedeți că acum este necesar doar să continuați, dar nu să stopați, cum avem informația actuală, programul de locuințe, programul de abilitare economică și altele. Acum, pe marginea disputei între dumneavoastră și ministrul educației, domnul Leonid Bujor, vreau să vă întreb, la ce balanță totuși o să fie acest centru? La balanță cărui minister? Vreau să vă întreb, puteți să spuneți, uite, la Ministerul Educației sau Ministerul Tineretului? Puteți să spuneți, să spun Ministerul Educației sau Ministerul Tineretului? Eu vă respect pentru colegă. Cel puțin că purtați același nume ca și mine. Și nume mic și nume mare. Coleg, eu vă întreb concret. La ce balanță se va afla? Permiteți, acest da. Ați pus întrebarea, așteptați răspunsul. Mersi. Vă rog. Când vorbim de politici, nu are importanța balanța, la balanța cărui minister se află, un obiect sau altul. Pentru că este vorba de același guvern. Așa? Când vorbim de politici pentru tineret, sau nu are importanță pentru ce, trebuie să vorbim de durabilitate. Eu vreau să vă comunic că cu banii Băncii Mondiale ați realizat centrele de resurse pentru tineret, vreo 80 la număr. Câte dintre ele mai există? Din acele 50, funcționale. Haideți să... Vedeți? Asta e întrebare, asta, sau? Asta înseamnă... Nu, dumneavoastră probabil cunoașteți că ele nu există 80. Sunt mai puțin de 50, sunt mai puțin de 30 care funcționează. Dar au fost realizate 80. Despre ce vorbește lucrul ăsta? Despre faptul că politicile au fost incorrecte. Au fost incorrecte. Pentru că nu ați asigurat durabilitatea acelui proiect. Ce-mi propun eu? Ca o politică, cum ați spus, antreprenoriat, locuințe, să existe indiferent de perioadă, indiferent de că se schimbă guvernarea sau nu, de ce le-ați și așa stopat, mai colegă? Departe. Nu se mai fac disbursări. Păi de ce le-ați stopat? Vorbiți despre centrele de resurse pentru tine care vi le-ați asumat și care în fond au fost realizate de Banca Mondială? Deci, colegă, antreprenoriatul, vorbiți despre 300 de afaceri care au fost realizate în 8 ani, este parodie asta. Domnule ministru, vreau să vă mai informați politica suplimentar. Politica se face pentru o perioadă lungă, cu strategii de durată. Despre asta noi vorbim. Absolut. Dar nu vorbim noi despre 300 absolut. De afaceri care erau chiruiți oamenii ăștia să ia banii din ca și credit și după asta să-l plătească. Domnule Cătuș, iată pur și simplu încă o dată eu pur și simplu eu vă lăs pe dumneavoastră pentru că este discuție. Dumneavoastră răspundeți unul altuia, nu? Da? Spuneți că banii trebuie întorși. Dumneavoastră știți că mecanismul este 60-40. Asta trebuie să-l continuați, colega. Este un exemplu de practică bună care a fost deja multiplicat și în alte țări, inclusiv este la vecinii noștri. Bună, de ce s-au folosit 300 numai pentru în 8 ani? Pentru că au fost inițiate, vă spun. Pentru că au fost inițiate recent. La sfârșit? De ce? Da. Pentru că nu au fost... Ați așteptat anterior, anul tineretului să existe. Colega, deci nu au fost bani până atunci. Mergem mai departe. Haideți să facem în felul următor. Eu vreau să vă întreb. Brusc au apărut 1 miliard de lei. Ok.